Ziua porților deschise la judecătoria Piatra Neamț a adus rumoare în sala de judecată, dar mai ales zâmbete pe fețele magistraților și grefierilor. Sala de judecată s-a dovedit a fi prea mică pentru explozia de energie a elevilor de la școala numărul 2 din Piatra Neamț. Dacă la început copiii au fost precauți și au analizat terenul, în momentul în care președintele judecătoriei Cătălin Mormoie le-a permis să încerce fotoliile completului de judecată, a început o ședință extraordinară a micilor magistrați. Pentru o orare din culpă care este deschis lui Cati. Așa că ce acolo. De ce ai făcut acest lucru? Asta e întrebarea. Avocatul tău este? Bărțul. Apăreți clientă. Spuneți, exprimați. Da. Te ridici avocatul în fața domnului judecător, stă în picioare, da? Eu obiectez. Obiectez. Obiectez, domnul judecător. Obiectez pentru că? Domnule, ucidere din culpă. A ucis un om. O viață în minus. Îți dai seama? Informațiile furnizate de specialiști au fost ascultate cu atenție de elevi. Mulți dintre ei visează deja la un astfel de job. Aici stă grefierul care face înregistrarea prin microfoanea ședinței și tehnoredactează declarațiile. Acolo stă procurorul. În primele bănci stau avocații și consilierii juridici. Aici, în față, stă avocatul care pune concluzii, pledează, e dosarul pierdului atunci pe rol. Aici, la pupitru, stă persoana care este audiată, care dă o declarație. Persoana autonomată, cel acuzat, poate, martorii de regulă. Acolo, în boxă, stau persoanele arestate. Boxa aceasta este pentru persoanele care sunt arestate. Este închisă când sunt aduse persoane arestate. Se stă cu gardă în armată de ei ca să nu fie pericol. Care vrea să stea acolo, poate să încerce să vadă bine. Uitați! Să vedeți ce senzație să stai acolo. Însă cea mai mare căutare a avut tot fotoliul de magistrat. Nu mă trebuie de asta, lăsați de servietii ei. Cei la care n-au deși loc, urcați în sus să vedeți cum e să stați în loc de judecător. Pe rând, pe rând, stați! Magistrații au sărbătorit Ziua Europeană a Justiției Civile, iar elevii din școlile nemțene au putut să vadă sălile de judecată și să stea de vorbă cu magistrații. Am venit ca să vedem pe viu cum arată o sală de judecată. Copiii chiar s-au întâlnit în timpul lecțiilor cu diferite momente, de exemplu în textul Cheile de Tudor Arghezi, atunci când copilașii pentru năzbâtia făcută au fost duși la judecată și și-au exprimat dorința de a vedea boxa în care stau acuzații, locul în care sălășluiesc judecătorii, unde este scaunul procurorului, unde este locul grefierului și după cum îi vedeți, sunt foarte entuziasmați de ceea ce descoperă. Este o chestie cu totul și cu totul inedită. Sistemul nu duce lipsă de candidați pentru că există niște avantaje de stabilitate și financiar materiale care nu se găsesc în prea multe sisteme, ce puțin cele de natură sistemele publice. Și în plus, sistemul judiciar presupune nu numai instanța de judecată sau posibilitatea de a fi magistrat, ori grefier sau grefier arhivar, ci poate presupune să faci cu acelea studii ceva ca și cum avocat, cei mai mulți dintre ei ajung poate avocați, consilieri juridici sau notari publici sau chiar executori judecătorești, astfel încât de multe ori după ce se termină studiile, după ce se face o anumită practică într-un anumit domeniu, se ajunge ca oamenii
să opteze pentru a fi magistrat sau grefier. Celebrarea Zilei Justiției Civile are ca rațiune principală crearea unui eveniment simbolic, pentru a reaminti că justiția este în primul rând și cel mai important un serviciu pentru cetățeni, care le dă dreptul de a-și rezolva disputele private și de a-și afirma drepturile.